Iubiți credincioși, o să mai citim două scrisori ale Sfântului Nicolae Velimirovici. Două scrisori minunate din duhovnicești, din cartea sa Răspunsul la întrebări ale lumii de astăzi. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsul la întrebări ale lumii de astăzi, volumul 2, scrisoarea 257-a, unui monah aghiorit despre viața de oște. Am auzit tot poporul sârb cu întristare că viața de oște de la Hilandar a fost distrusă iarăși. Cine putea să o distrugă decât legaliștii, care au pierdut din vedere scopul venirii lor în Sfântul Munte, care se ostenesc cu nesimțire să atragă asupra sufletului lor blestem. Ei nu se pot bucura acum că i-au biruit pasămite ei se pot bucura acum că i-au biruit pasămite pe prea sfânta născătoare de Dumnezeu, împărăteasa Sfântului Munte, și pe Sfântul Sava, întemeitorul Hilandarului, care au lăsat această rânduială. Însă timpul va arăta dacă forța oarbă poate birui în lumina, poate birui lumina Sfinților lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează încet, dar ce voiește împlinește, spune poporul. Iar undeva în saltire stă scris, vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile. Sfântul Sava a urmat rânduielile monahale ale Sfântului Vasile, cel mare. Iar Sfântul Vasile a scris despre viața de oște monahală următoare. Pe noi Dumnezeu ne-a zidit asemănător mădularele unui singur trup, așa încât avem nevoie mult unii de ajutorul altora, căci ce călire în smerenie, cu cernicie și răbdare poate fi acolo unde nu este nimeni față de care să poată fi dovedite virtuțile acestea. Cui vei spăla picioarele? Cui vei sluji? Cui vei fi cel mai de pe urmă dintre toți dacă viețuiești de unul singur? Dacă la noi, în familiile mari sătești, s-a arătat o viață ideală, cu bătrânul casei ca igumen, cum să nu se arate aceasta mai ales între monahi? Cum să nu se arate aceasta și mai minunată între monahi? Sfântul Munte trebuie să învețe lumea că rudirea duhovnicească este mai puternică decât cea trupească. Și dacă cei înrudiți trupește pot avea viață de oște, cu cât mai mult trebuie să o aibă frații duhovnicești. Frații mănăstirilor atonite ar putea aduce folos în ziua de astăzi lumii învrăjbite și tulburate, dacă prin pilda lor ar aminti de vechiul creștinism și de primii creștini, când niciunul nu zicea că dintr-o averile sale este ceva al său, ci toate le erau de oște. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32. Fiecare vizitator al Sfântului Munte Athos știe cu cât este mai mare duhovnicia mănăstirilor. Fiecare viețuitor de la Sfântul Munte Athos știe că cu cât este mai mare duhovnicia mănăstirilor cu viață de oște decât acea a mănăstirilor idoritmice. Într-adevăr, cu ce își ajută sie sau altora monahii care se arată știutor ai legilor omenești, ai articolelor din ziare, dacă în lucrurile duhovnicești este mut ca peștele? Iar acest fel de caracter se întâlnește mai des în mănăstirile fără binefacerile vieții de oște, adică monahii, dacă trăiesc de capul lor, știu politică, știu tot ce se petrece în lume, că și ei cumva îngrenați în lume, nu mai trăiesc viața de oște prin care imită îngerii și prin care, ca să poată practica rugăciunea lui Iisus, rugăciunea încetată, să debarasează de științele lumești, de știrile lumești, ca să poată avea mintea curată și mintea curată să coboare în inimă și să se roage lui Dumnezeu.
Vor ajuta însă Dumnezeu și Maica Domnului ca Sfântul Munte să precumpănească monahii duhovnicești față de monahii legaliști. Atunci Sfântul Munte va recăpăta aureola de sfințenie adevărată pe care a avut-o de-a lungul veacurilor. Atunci Sfântul Munte va fi plin și prea plin de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și plinătatea binecuvântării lui se va întinde asupra tuturor popoarelor, iar pentru ca aceasta să se întâmple chiar mâine, este nevoie doar de puțin mai multă bunăvoință, de dragoste frățească și de frică de Dumnezeu. Pace ție și bucurie de la Domnul. Scrisoarea 258-a. Plugarului Milovan despre cartea cea mai ieftină. Te tulbură ceea ce ar trebui să te bucure. Te tulbură faptul că în Sfânta Scriptură este o carte atât de ieftină, cea mai ieftină dintre toate cărțile. Și crezi că această carte mântuitoare ar trebui să fie foarte scumpă și rară. Nu știu cum ți-a venit un așa gând, pe care lumea creștină nu și le-ar putea însuși nici de cum. Oare nu vezi în natură? Oare nu vezi că în natură se întâlnesc lucrurile cel mai des, lucrurile cele mai necesare vieții, aerul și apa și lumina sunt la îndemâna tuturor ființelor vii, fără nicio plată. Iar dacă pentru acestea trei ar trebui să se plătească, mulți nu ar putea să mai trăiască. Sau dacă pământul nu ar sluji de pat și dacă oamenii n-ar putea să afle somn, nicio odihnă decât în patul lor, câți n-ar pieri din lipsă de somn și de odihnă? Iată și Mântuitorul nostru adeseori s-a odihnit pe iarbă și a dormit pe pământ. Sau dacă pâinea nu ar da hrana cea mai ieftină, cum s-ar putea hrăni atâtea popoare? Așa și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este pretutindeni și la îndemâna tuturor, la fel ca aerul, ca apa, ca lumina, ca apa, ca pâinea și ca pământul. Toată natura este, de fapt, Cuvântul lui Dumnezeu în imagini, ce sunt la îndemâna tuturor celor ce vor să gândească. Și atunci, de ce cuvântul Evangheliei, cuvântul vieții, să fie scump și rar? De ce? Oamenii au nevoie de el mai mult decât de aer și de lumină, și de apă și de pâine, la fel cum au mai multă nevoie de viața creștină decât de viața aceasta trecătoare. Domnul le-a zis ucenicilor săi, mergeți în toată lumea și propăduiți Evanghelia la toată zidirea, la toată făptura. Marcu, capitolul 16, versetul 15. Așadar, Sfânta Scriptură să se răspândească în toată lumea și să fie la îndemâna tuturor, îndemâna tuturor făpturilor lui Dumnezeu, tuturor oamenilor mai ales. Să dea Dumnezeu ca ea să fie nu doar cea mai ieftină decât toate celelalte cărți fără folos și vătămătoare, ci să fie cu totul gratuită, la fel cum cele mai interesante și mai trebuincioase stihiri ale naturii sunt gratuite, adică apa, aerul. Uită-te, lucrurile de lux și de prisos, acelea sunt cele mai scumpe. Și toate otrăvurile sunt scumpe, foarte scumpe. Aceasta întreabă în farmacie și vei afla că otrăvurile sunt foarte scumpe. Păi da. Și drogurile sunt foarte scumpe și tot. Și luxul, diamantele și pietrele scumpe, perle sunt foarte scumpe, pentru că nu folosesc, nu ajung, sunt mofturi, nu sunt folositoare în viața de zi cu zi. Așa e și cu cărțile. Cărțile religioase ale poporilor necreștine, de pildă la vechi egipteni, indieni sau persani, au fost și sunt cărți foarte scumpe și ca atare inaccesibile majorității oamenilor. Negreșit, și aceasta este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că el învață niște rătăciri foarte subtile și Dumnezeu nu vrea ca tot poporul să intre în această rătăcire, intră doar cei care au bani și care sunt foarte suspuși. Negreșit și asta din purtarea de grijă a lui Dumnezeu ca rătăcirea să fie mărginită ca întindere și să nu se împrăște cu ușurință în popor. Din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cartea adevărului și a vieții,
adică Sfânta Scriptură, este deschisă și la îndemâna tuturor. Cuvântul lui Dumnezeu să te lumineze. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.